Ajungem la Cula Tudor Vladimirescu. Mai avem un kilometru până acolo. Locația se află în satul Cerneți, din județul Mehedinți. Este foarte aproape de Drobeta, Turnul Severin. Am găsit în drumul nostru și o broască țestoasă. În față este Cula Tudor Vladimirescu. Hai să mergem să vedem cum arată. Cula Tudor Vladimirescu este un monument istoric datat din 1800 și se află pe teritoriul satului Cerneți. Aici avem și o descriere. A fost conducătorul mișcării revoluționare din 1821. A servit și ca depozit de arme în vederea declanșării mișcării revoluționare. Iar Tudor Vladimirescu a trecut pe la această culă la 29 ianuarie 1821. Pe lângă valoarea istorică, are și o valoare memorială în perioada 1967-1977. A fost transformată în muzeu. Aici a fost o expoziție permanentă cu documente și obiecte care aparținuseră conducătorului Revoluției. Iar în prezent, cu toate că e înscrisă pe lista monumentelor istorice, este abandonată.